trebuie de alb. Dai albul ăla să facă de alb. Da, așa era. Reflecte că n-are folie. Face să se reflecte așa. Da, mai bine. Chiar vorbesc la camerele, mai au nevoie de alb acum astea. Mă nebuneau la București. Domne, alb, alb, tot este ca alb. Avem un curent de prima alb. Nu știu ce Dumnezeu să vrea să se ia alb. Alternative, auto alb, prefeturi. Ca și colonelul soare pe vremuri. Ca și colonelul soare pe vremuri. Acum soare, da. La camere, da, albu, albu. Bun. Merge. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitație noastră. De ce v-am invitat? Începând de astăzi, toți polițiștii locali care lucrează la serviciul de ordine și siguranță publică și la serviciul rutier vor fi dotați cu camere video portabile pe care le vor avea pe uniformă și prin care vor înregistra toate activitățile pe care le vor avea în meseria pe care o desfășoară. Aceste camere vor fi utilizate în concordanță cu legislația în vigoare, asta înseamnă protejarea datelor cu caracter personal prevăzute de lege, dar în același timp eu consider că acestea au două beneficii importante. În primul rând, aceste camere portabile diminuează sau elimină potențialul abuz de putere pe care statul îl poate exercita prin funcționarii lui, adică un funcționar public care acționează cu zel, cum se spune, sau cu depășirea prevederilor legale sau prin abuz de putere afectează libertatea și drepturile cetățenilor, aceste camere ne asigură că nici un funcționar public nu este deasupra legii, nici un polițist local nu va acționa decât în concordanță cu litera și cu spiritul legii și a Constituției. Deci, din punctul de vedere al cetățeanului, ar trebui să fie o formă de protecție și de respect față de el, prin faptul că cei care lucrează în serviciu public respectă tocmai drepturile și obligațiile cetățenilor. Pe de altă parte, este și o formă de protecție pentru funcționarul public, pentru polițistul local, care poate fi uneori obiectul unor infracțiuni de ultraj sau de altă natură, prin această modalitate și polițistul local este protejat de eventualele activități care sunt în afara legii proferate de către cei care sunt certați cu rigoarea legală. Deci este o situație în care toată lumea câștigă. În primul rând, cetățeanul are șansa de a avea întotdeauna în față un agent al statului care acționează în concordanță cu legea. Este diminuat, dacă nu eliminat, abuzul de putere și prevalează drepturile și libertățile cetățenilor până la urmă, pentru că dorim să avem un oraș în care drepturile și libertățile cetățenilor să fie respectate, protejate, printr-o formulă în concordanță cu legea, iar cei care o aplică să aibă deasupra sloganul prevăzut în articolul 16 din Constituție: nimeni nu este mai presus de lege, iar pe de altă parte și ei, în aplicarea legii, trebuie să se situeze în aplicarea ei și nu deasupra legii, așa cum de multe ori există tentația pentru funcționarii statului de a fi deasupra legii. Acest mijloc ne asigură că nimeni nu este mai presus de lege. Îl felicit pe domnul director general pentru că într-un termen scurt a reușit să implementeze proiectul. Avem 125 de camere pe care le avem de astăzi în lucru. Am oferit de asemenea 125 de camere poliției județene, pe care o felicit de inițiativă și prin faptul că și ei, prin serviciile de specialitate, vor aplica același sistem. Primăria, prin comodat, va acorda aceste camere video portabile și poliției județene. Cu alte cuvinte, e o formă de respect în raport cu cetățeanul clujan, e o formă de respect din partea autorității statului, din partea primăriei, în primul rând, că cetățeanul este cel care contează și că abuzurile trebuie să fie urmate, eliminate din activitatea zilnică. Camerele au posibilitate de înregistrare de 10 ore. Ele vor fi folosite, evident, în timpul serviciului pentru activitățile deschise din spațiu public. În cazul în care o activitate se derulează în spațiu din interior, camera va putea fi utilizată numai cu acordul persoanei în cauză. De asemenea, se stochează timp de 6 luni conform legii. Dacă sunt solicitate date informații pentru cauze de natură penală în instanțe, pot fi stocate mai mult de 6 luni de zile. Sistemul este foarte bine pus la punct, încă nici măcar directorul Direcției Generale nu are acces la aceste date, ci doar dacă se solicită în anumite situații speciale pot fi vizionate. Deci
aceste imagini sunt protejate conform legii și sunt de asemenea utilizate în concordanță cu legea. Avem un singur responsabil pe primărie care răspunde de implementarea standardelor de protecție a datelor cu caracter personal. Aparatura, repet, este de ultimă generație și, începând de astăzi, nici un polițist local care lucrează în ordine și siguranță publică și în control rutier nu va mai ieși în stradă, nu va mai fi în activitate fără să aibă o cameră video portabilă pe care, sub oprinte mediul căreia va înregistra aceste date.